frumoasă școală, nu? Thank you.
coordinare video transmite mesajul inspector ministerial general al municipiului București. 11 septembrie 2017, ziua care reprezintă pentru noi toți cei care pășim pe bușcării, un nou început plin de speranțe și de provocări. În momentul în care oamenii ne trăim în bucurie și emoție, deopotrivă elevi, părinți și casă. Este momentul în care doresc să ne intereze încrederea pe care o fi, stimați colegi de astăzi, în dăruirea, puterea și bună credință pe care le puneți în slujba școlii pentru formarea copilor noștri, modelarea personalității acestora și înfrânirea de modelă care de urmată în viață. Școala este locul în care se urmează la lucrurile care îi vor ajuta să se facă prin viață. Vă întâlnim la școlii și să aveți un școlar plin de satisfacții și de roade pe care să le culegem împreună cu bucurie la final de 2017-2018. Inspector Școlar General, Ionel Florian Alexandru. Mă alătur și vorbele frumoase transmise de domnul inspector general și transmit toate gândurile mele bune pentru noi la școlar. noștri. Astăzi, alături de cadrele didactice și elevii Colegiului Național Emil Racoviță, se află reprezentanta primăriei sectorului 2, doamna Toader Simona, reprezentantul Consiliului Local al sectorului 2, domnul consilier Marian Pușcașu, membru în Consiliul de Administrație al Unității Școlare, reprezentanta secției 8 Poliție,
mereu alături de noi poliția, Părintele Paroh de la biserica din vecinătatea colegiului, pe care sunt sigur că îl cunoașteți mai bine decât mine, și toți acești invitați, alături de conducerea colegiului, doamna director adjunct Gabriela Angel și eu, directorul colegiului Robert Tenciu, vă urăm bun venit și îi dăm cuvântul părintelui pentru un scurt serviciu religios. Iubiți copii, bine ați venit în noul an școlar. Ca de fiecare dată, la început de an școlar, e bine să spunem o rugăciune, să cerem ajutorul lui Dumnezeu pentru reușita dumneavoastră în viață. Slavă Sfintei și celei de o ființă și de viață făcătoare și slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhul Adevărului, care pretutindenea ești și pe toate le plinești, Vistierul bunătăților și dădătorul de viață, vino și te sălășluiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne. Tu, Cel ce l-ai împodobit pe David cu darul cuvântului și pe Solomon cu harul înțelepciunii. Tu, Părinte Ceresc, al cărui Fiul Domnul nostru Iisus Hristos, la vârsta de 12 ani, te ilumina pe învățați din templu cu învățătura sa cea mai presusă cu prindere. Tu, Doamne, Cel ce dintr-o înălțimea cerului Tău duhovnicesc, îi vezi acum pe tinerii aceștia, în fața cărților deschise și în așteptarea dascărilor lor, tu însuți suflet, înalță-i deasupra grijilor mărunte, dăruiește-le râvna învățăturii și cuprinderea cunoașterii, înzestrează-i cu voința de a sluji biserica, patria și neamul, prin comoara sufletului lor, deprinde-i cu cuprinderea.